live din momentul acesta, Dumnezeu să binecuvânteze și întreaga echipă media care lucrează în această lucrare, Domnul să binecuvânteze toți mijlocitorii și toți slujitorii care lucrează în lucrarea aceasta. Doresc ca Dumnezeu să reverse îndurarea Lui peste fiecare dintre dumneavoastră. Pentru început dorim să ascultăm din nou câteva slujiri spre slava Domnului. Fratele Dinu Băldean va lăuda pe Domnul cu o cântare spre slava Domnului. Familia Stanci va lăuda pe Domnul cu altă cântare. Apoi sora Diana va lăuda pe Domnul cu o poezie și vom continua în continuare. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul! Ajută-mă să știu cum tu dorești să fii.
iubesc și cânt ta, ca buia ta s-o fac. Ajută-mă să știu cum tu doresc să fiu, când să vorbesc și cânt ta, ca buia ta s-o fac. Amin, Doamne, ajută-ne să facem voia ta. Amin, amin, Domnul Iisus să vă binecuvânteze, frate Tino. Să vă binecuvânteze. Familia Stan. La fel pe toți. Lăudați să fie numele Domnului. Unde-i teamă, nu iubire, unde-i lege, nu-i sfințire, legea dă ce se cuvine, dragostea se dă pe sine, legea dă o zi din șapte, dragostea le dă pe toate, dragostea le dă pe toate, aleluia. Unde-i lege, nu-i cunună, unde-s rog, nu-i voie bună. Legea dă viței pe-al tare, dragostea dă tot ce are. Legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate, dragostea le dă pe toate, aleluia. Unde-i lege, nu-i iertare, unde-i rup, nu-i îndurare. Legea iartă, dar vrea sânge, dragostea nimic nu prânge. Legea iartă prin dreptate, dragostea le iartă toate. Dragostea le iartă toate, aleluia. Legea are zile sfinte, dragostea-i mereu fierbinte. Legea ține slujbi divine, dragostea tot anul ține, legea-i trudă cu simbrie, dragostea-i împărăție, dragostea-i împărăție, aleluia. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, familia Stanciu. Sora Diana. Slăvit să fie Domnul. Aș fi vrut un strop de rouă ca să fiu, să-ți umezesc. Buzele când sus pe cruce tu mi-ai spus, eu te iubesc. Aș fi vrut să-ți fiu o umbră, să te adăpostești sub ea, dar n-ai vrut, căci tu, Iisuse, ai vrut doar salvarea mea. Aș fi vrut să-ți fiu cămașă, bicele când te loveau, să nu văd azi urma care ele nu urmă o lăsau, dar nu m-ai lăsat tu, Doamne. Ele mie mi-au adus harul, dar și acea onoare să fiu frate cu Iisus. Aș fi vrut să fiu izvorul când treceai tu prin pustii. N-ai lăsat, răbdai zăduful ca să ajung în veșnicii.
N-ai lăsat să știu ce înseamnă răstignirea, moartea grea. Ai iubit fără măsură, numai tu, ființa mea. Aș fi vrut să fiu eu piatra care în talpă te-a tăiat, ca să-ți mângâi pasul care pentru mine a urcat. Dar nu m-ai lăsat tu, Doamne, m-ai purtat în gândul tău să am parte de iubirea ce a văzut-o ochiul meu. A văzut-o sus pe cruce, când în cuie te-au bătut. Aș fi vrut să întind eu mâna, dar tu, Doamne, nu ai vrut. Nu ai vrut, căci doar la tine-i dragostea fără sfârșit. Ai lăsat în urmă slava ca să fiu eu mântuit. Ai lăsat un cor de îngeri ce doar ție îți cântau, ca să cânt și eu odată, dar și cei ce te loveau, căci tu le-ai iertat păcatul celor care s-au căit. Omul care se căiește e de tine mântuit. N-ai lăsat să fiu o clipă sub ocara ce ai răbdat. Suferința ta, Iisuse, m-a făcut fiu de împărat. N-ai lăsat să duc povara, singură toată tu ai dus, ca să pot privi într-una pe oriunde aș fi în sus. Chiar de-o-i trece și prin vale, brațul tău mă va salva. Căci el pentru mine, o Doamne, pe o cruce se întindea. Chiar de-o-i trece prin furtună, știu că nu mă vei lăsa, căci și astăzi duci tu greul, cum l-ai dus pe un deal cândva. Grea ți-a fost o suferință ce ai răbdat în locul meu. Să pot moșteni eu cerul unde ești, să fiu și eu. Mulțumesc de jertfa sfântă, niciodată nu voi uita ce ai făcut tu pentru mine, sufletul pentru a-mi salva. Amin, slăvit să fie Domn. Amin, Domnul Iisus să vă binecuvânteze, sora Diana. Dragi frați și surori, dorim să anunț pentru următoarea întâlnire, va fi mâine seară cu ajutorul Domnului. Va sluji din cuvântul Domnului fratele Elisei Baciu. Ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvânteze și pe frățiorul acesta, pe tinerelul acesta, Domnul să-l folosească, să-l întărească și să lasă ungerea Duhului Sfânt peste el. Dorim să mai ascultăm două slujiri în seara aceasta. Fratele Pavel Coroamă se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare. După fratele Pavel, familia Țandea va lauda pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta o altă cântare și slujirea din cuvânt prin fratele pastor Vasile Hozan. Amin. Frate Pavel, aveți microfonul. Slăvit, onorat și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru, Tatăl Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Nu e furtună prea mare, nici încercare prea grea. Nu e problemă din care Iisus nu te poate scăpa. Acel ce-a creat și natura, și marea și vântul cumplit, e Domnul Iisus, e Mesia, cu tine la drum a pornit. Încrede-te, frate, în cel care poate pe valuri să poarte corabia ta. El umblă pe mare când vântul e tare, ți-aduce salvare în clipa cea grea. Așa ca și Petru pe ape,
Când vrei să pornești spre Iisus, pășești prin credință în noapte, deodată de valuri ești dus, dar Domnul e chiar lângă tine. El mâna ți-a întins de-a salva, ce bine să ai lângă tine așa salvator minunat. Încrede-te, frate, în cel care poate pe valuri să poarte corabia ta. El umblă pe mare când vântul e tare, te aduce salvare în clipa cea grea. Când vezi că se tulbură marea și norii deasupra ta vin, să nu-ți pierzi tu, frate, răbdarea. Curând cerul va fi senin. Tu pune-ți nădejdea în Domnul, în Cel care poate salva. Oricât ar fi valul de mare, tu strigă și nu te lăsa. Încrede-te, frate, în Cel care poate pe valuri să poarte corabia ta. El umblă pe mare când vântul e tare, ți-aduce salvare în clipa cea grea. Iisuse, Iisuse, întinde-mi tu mâna și scapă-mă, Doamne, din valul cumplit. De tine ascultă și marea și vântul, la glasul tău, Doamne, furtuni s-au oprit. Amin. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, fratele Pavel, fratele Sandu, împreună cu sora Cristina. Să fiți binecuvântați de Domnul! Prin mare drum, tu mi
mi-ai făcut și mi-ai pus babă să și scump. Și mâna ta, mâine toate m-a trecut. Eram așa de mic în palma ta. Și cunoșteam puțin cărarea ta. Când la răscruce am ajuns, lumina ta mi-a fost de-ajuns. De aceea azi îți mulțumesc, Iisus. Când la răscruce am ajuns, lumina ta mi-a fost de-ajuns. De aceea azi îți mulțumesc, Iisus. Încet, încet, Iisuse, m-ai crescut. Puterea ta prin toate m-a trecut. Deși mă văd la fel de mic, m-ai învățat să mă ridic. Și orice greu la tine să te stric. Deși mă văd la fel de mic, m-ai învățat să mă ridic. Și orice greu pe tine să te stric. De plin, de plin s-am dat inima mea. Te rog să scoți tot ce e rău din ea. Din lume nu mai vreau nimic, vreau doar să fiu mereu mai mic. Ești tu să crești în mine, Iisus, iubim. Din lume nu mai vreau nimic, vreau doar să fiu mereu mai mic. Ca tu să crești în mine, Iisus, iubim. Și mai doresc să faci din viața mea motor să vie pentru slava ta. Să poți să te înalți mereu, oricât ar fi drumul de greu. Iisus, iubitul tu e dorul meu. Să poți să te înalți mereu, oricât ar fi drumul de greu. Iisus, iubitul tu e dorul meu. Amin. Amin, amin. Domnul Iisus să binecuvânteze toți leviții, toți cântăreții care au slujit înaintea Domnului. Cu inimile pregătite de mesajul cântărilor, rămânem în dud de rugăciune pentru fratele păstor Vasile. Frate Vasile Ozan, Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea putere, microfonul, camera și Domnul să reverse îndurarea Lui peste dumneavoastră. Amin. Se aude? Da, da, se aude bine. M-am gândit să cânt și eu o cântare care mi-era dragă de tânăr, de când am venit
printre sfinții Domnului. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Merge cu dânsa la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Cred că o știți. Puteți și să cântați. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Mergea cu turma la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Pe o oaie ce căzuse jos, a ridicat-o el frumos și-a dus-o-n brațe iubitor. Blândul păstor, blândul păstor. Și-a dus-o-n brațe iubitor, blândul păstor, blândul păstor. Iar mai târziu l-am întâlnit de spini și cui era rănit. Într-o mulțime de popor, blândul păstor, blândul păstor. Într-o mulțime de popor, blândul păstor, blândul păstor. Și atunci l-am întrebat, cine sunt cei ce te-au scuipat? Sunt oile ce le-am fost lor, un blind păstor, un blind păstor. Sunt oile ce le-am fost lor, un bun păstor, un blind păstor. Iar cei ce mă bat jocoreiesc și crucea ei mi-o pregătesc, sunt cei la care iubitor le-am fost păstor, le-am fost păstor. Sunt cei la care iubitor le-am fost păstor, le-am fost păstor. Și atunci oile au venit pe cruce sus, l-au răstignit.
iar el plângea de mila lor. Blândul păstor, blândul păstor, iar el plângea de mila lor. Blândul păstor, blândul păstor. Glorie Domnului Iisus pentru păstorul trimis din slavă la noi. Mărit să-i fie numele. Când cânți cântarea asta și te lași învăluit de nostalgia timpului trecut, pare că-L vezi pe Iisus în toate versetele acestei cântări. Și noi, ca oi, cu capriciile noastre, câte răni i-am făcut și de câte ori, din pricina umblărilor noastre, a fost întristat, cum zicea o altă cântare, ori și când păcătuiți, în coastă mă loviți. Dar neputința omenească, gândul slab al omului și viziunea încețuită nu poate să vadă ca prin credință să-L observe pe Iisus plângând și azi pentru atâtea și atâtea greșuri ale celor ce sunt frați, surori. Un păstor odată avea, cum s-a întâmplat și eu am pățit din astea, dar n-am pus întrebarea care a pus-o, pare mi se, fratele Danilă. La mine harul lui Dumnezeu a lucrat minunat. Când o femeie a spus, eu nu mă pot lăsa de țigări, am ridicat mâna și am chemat-o lângă masă. Și când am întins mâna peste ea și am strigat prin credință în numele lui Iisus, Duh necurat, care înveți pe oameni de pe acum cu foc și fum, pregătindu-le viața pentru focul veșnic, pentru iad, ieși afară din ea. Odată a dat cu ea de pământ și lucrul s-a repetat de 3 ori și în urmă când s-a sculat a 3-a oară de jos, a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat de dracul ăsta a fumatului. Și n-a mai fumat, s-a pocăit, astăzi în Șeica Mare. Dar între frați, slavă Domnului. Eram în Sibiu și am înființat biserica numită azi Sfânta Treime. Păstorește
un frate scump, Vasile Barac, care lângă mine a crescut de tineret. În fine, locuiem atunci acolo în Sibiu, la etaj, și jos sub mine era locul de adunare. Într-o zi ploioasă, așa, fuge de la lucru, pare că la Independența lucra fratele Sile Ranca și avea un prieten bun el, care lucrau acolo amândoi pe mașini. Și ăla nu se putea lăsa de fumat. Și s-a tot rugat și la Dumnezeu și de oameni și a făcut el tot ce-o știu, dar nu se putea lăsa de fumat. Sileranca zice către el, vrei să vii la pastorul nostru, că e aceea aproape pe Lupeni, la Hozan. Ai auzit de el? Ăla nu știe. Dar ce să fac acolo? Să se roage pentru tine ca să nu mai fumez. Viu, mă, da, păi, ni frică, ni rușine, ni... Hai, mă, hai, hai. Și mă pomenesc cu ei, cu amândoi, în apartament. Ăsta zice pacea Domnului, ăla se vede așa pierdut, de nici nu știe încă trebuie să se uite ce să facă. Păi eu zic, ce-i baiu, cum? Am venit cu prietenul ăsta meu că nu se poate lăsa de fumat. Și i-am spus că să vie, că dacă te rogi pentru el, scapă. Poți crede, măi, omule. Faci așa? Nesigur, nu știa el ce să zică. Pune-te în genunchi. S-a pus în genunchi, am pus mâinile pe el și am strigat la Iisus să le libereze. Minune! Când a ieșit afară, cum ploua, vine apa pe scoc de pe coperiș, pe citerne jos și se oprește. Bagă mâna și scoate pachetul de țigări și chibrite ce-a avut, toate le face mărunt și le pune în apă acolo. Sileranca zice către el, mă, pă, nu le distruge, poate îți mai trebuie. În veci nu mai întrebe. Și pleacă, fuga, fuga, să nu întârzie, că era ora de prânz la ei. Și se bagă la un chioșc acolo, aproape de intrat la fabrica lor, și ieșe câte un sandwich. Dar ăsta când se bagă în lăuntru, acolo era fum de țigară. Când o dat cu nasul de fum de țigară, odată i-o venit să vomite și ochii în cap, pare că îi zboară de la el. O ieșit afară tot o căcăin, fără niciun sandwich. Și acolo nu s-o mai putut băga. Oriunde mirosa tutun, nu mai putea, era gata cu el. Și până astăzi, pe ușier la Biserica Sfânta Trăime pe Lupeni. Și multe din astea. Dar fratele ăsta spune că avea doi inși ce nu se putea lăsa de fumat și vroia botezul. Și acum el avea îndemnul să-i boteze, dar ce-or zice frață? Că botează pe ăștia și fumează. Dar el le pune o întrebare, frațelor,
Vă pun o întrebare și aș vrea să răspundeți. Să vedem care e păcat mai mare. Și mai vorbește el un pic. Spuneți în care păcat va fi mai mare? Că fumează sau că bârfește? Mai fraților, noi judecăm pe ăsta cu patima lui că fumează, dar câți dintre cei trecuți prin botez toată ziua bârfesc? Toată ziua vorbesc de rău pe unul, pe altul. Și ce-o mai fi zis el acolo, dar în cele din urmă i-o botezat. N-o știut, probabil, fratele, că duhul ăsta de fumat e fricos. E fricos. Omul însăși se simte condamnat că fumează. Și dacă te ridici ca un bărbat, plin de har și de Duhul Sfânt, și mustri și îl strigi împotriva lui, fuge! Am văzut asta. Ca alte duhuri necurate. Am văzut duhuri necurate care vorbeau prin gura celui demonizat. În Toronto am avut o tânără, era necăsătorită și se prezenta duhul ăla cu o mare durere de stomac. O aduna toată grămadă. Și ochii erau ca și cu apa morță pe ei. Nu putea să vadă, să se uite încoace încolo. Și am strigat la el și a început să vorbească prin ea. La urmă plângea de numai că n-are unde să meargă. N-are unde să meargă. Ce mi-a dat aminte, Doamne, iartă-mă. Am strigat la ei. Cei din Gadara s-au dus în porci. Apoi cât e Toronto ăsta de mare, care e o stradă și de 50 de kilometri. Apoi găsește și tu un porc. Dar ieși afară! Când o ieși, țuiau jamurile, gândeai că le sparge. Dar nu a făcut pagubă, s-a dus în treaba lui. Dragii mei, noi suntem puși între oameni să fim lumina lumii. Suntem puși între oameni să fim sarea pământului. Sarea se trage din pământ. La ogna Sibiului, muntele de sare care-i sub pământ, sub blacurile astea cu apă, de unde s-a extras multă sare pe vremuri, acum a ocupat apa acolo, e un munte de nu știu câte mii și mii de tone de sare. Are numele Salina Sfântului Ion Nepomuchi. Nepomuchi, singurul martir a mărturisirilor. La bisericile și catedralele catolice, în fața bisericilor, are statuie, dar fără nume. În majoritatea e o statuie mare din piatră albă. El reprezintă pe Ion Nepomuchi, care a fost călugăr
în Cehia, la curtea regală, papa punea la fiecare rege câte un spion, dar îl punea tipui călugăr, el făcea slujbele, primea mărturisirile și afla toate secretele și le trimitea la Roma, deci știe cum să îi încalțe papa pe unul pe altul. Că el îi încorona pe vremea aceea. Trebuie să meargă la Roma, să urce toate scările alea în genunchi și papa cu picioarele lua cunună de împărat și îi punea pe cap. Și apoi îi punea o slugă din asta lângă el, dar ăla era spion pentru papa. În schimb, ăsta era credincios tare lui Dumnezeu. Și într-o zi, nevasta regelui ăstuia s-a apropiat Paștele, cum e acum așa. Părinte, vreau și eu să mă spovedesc și să mă cuminic de Sfintele Paști. Și el atunci o trece după perdea. Cum vedeți la mine perdeaua aia, movă acolo, așa aveau ei o perdea groasă cu o nișă în ea. Și penitentul stătea dincolo de perdea și cel ce primea mărturisirea stătea dincoace de perdea ca să nu vadă ochii. Să audă ce vorbește, dar să nu se vadă ochi în ochi. Și aceasta păzea de ispitire. Și la ortodoxi au și ei canonul ăsta, ori bărbat, ori femeie, dacă vine să mărturisească, el să ia patrașirul numit jugul lui Hristos, să-l pună după gât și să-l acopere, penitentul în genunchi să stea acoperit, ca să nu se vadă ochi în ochi. Fiindcă în timpul spovedaniilor, mulți care n-au procedat așa, au fost ispitiți până ce au căzut în păcate. De aceea, când cineva vrea să se mărturisească, tu stai în picioare și el să se plece în genunchi înaintea ta ce aproape, așa că să nu se uite în ochii tăi, să te fileze cu ochii, apoi să vezi, apoi așa, apoi mărturisirea nu se face înșirând ce știu câte povești, cum a pățit o femeie din Șugag, era preotul bătrân, a murit el și femeia a murit. S-a dus iară tot de Paști să se mărturisească. Ăla și-a luat patrașirul după cap, a pus pe ea și ea de sub patrașirul a început. Părinte, am făcut asta, 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 dar să știi că bărbatul meu, el îi devine că el a zis așa, m-a îndemnat așa, a făcut așa. Și mai spune una și iară bărbatul meu și iară mai una și bărbatul meu. Ăla zice, mai ai? Nu mai am, părinte. Nu acum să știi că păcatele trebuie canonizate. Pentru păcatele tale îți dau 7 zile de post negru. Nu mai mânci numai când apune soarele. Și nu bei apă, nu nimic. Post negru, 7 zile la rând. Pentru păcatele lui bărbatul tău, îți dau 21 de zile de post negru. Dar păi, părinte, nu eu, că el, dar tu le-ai mărturisit. Și dacă tu le-ai mărturisit, tu trebuie să primești canonul. Așa că să audă
toți frații și surorile, când merg la mărturisire, nu mărturisiți păcatele altora, mărturisiți-vă voi, scurt! Asta am făcut, asta am făcut, asta am făcut și gata. Doamne Iisuse, ajută-ne! Și nu sta în special cu surori, dar nici cu bărbați. Nu sta față în față, că sunt atâția oameni care își simt păcatul cu adevărat, îi plâng și se roagă și așa își povestesc păcatul. Nu deschid ochii, dar cei mai mulți, pentru ei păcatul e un fel de poveste, un fel de glumă. Apoi povestește, apoi am făcut așa, apoi am făcut cu mine așa, apoi râde și apoi mai joacă ochii în cap. Și dacă preotul e slăbuț de fire, tânăr, mâncat de pofte, îl umple poftele primind mărturisire și ajunge la păcate. Feriți-vă de așa ceva. Acum să ne aducem aminte de Ion Nepomuc. Vine aia la mărturisire și după ce pleacă, un altul urmărit se duce și îi spune la regele ăsta. Știi că regina a fost de s-o spovedit la călugărul. Da? Da, astăzi a fost acolo, s-o spovedit. Ăla nu întreabă pe nevastă ce ai zis sau ce. Îl cheamă pe ăsta. Ce ți-a spus regina? Să trăiești, împărate, da. Mie nu mi-a spus nimic. Cum nu ți-a spus? Eu știu că a fost la mărturisire acolo și ți-a spus. Dar mie nu mi-a spus nimic. Eu am stat numai ca martor, eu o povesti la Dumnezeu. Dacă vrei să știi, întreabă-L pe Dumnezeu. De nu spui, îți tai capul. Poți să-mi tai capul, dar eu nu spun. Și îl cheamă vă 3 zile la rând. Ăsta nu cedă, nu spune nimic. Întreabă-L pe Dumnezeu. Mie nu mi-a spus, am stat numai martor. Și atunci când l-a văzut odată prin fața palatului, i-a pus 2 ostași, l-a luat, și în apropiere acolo trece un râu mare și de pe pod l-a aruncat în râu și a murit. De aceea el a rămas singurul martir a mărturisirilor în istoria creștinismului, pentru că n-a divulgat nimic din mărturisire și a pierdut viața terestră. Dar sfinții au un loc la Dumnezeu. Doamne, fii slăvit! Acum v-am povestit ceva și mă gândesc să vă fie de folos. Dar hai să citim și eu un sfânt cuvânt pentru astăzi, din Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Matei, capitolul 18. De la versetul 1 vom citi 9 versete, ca ci să cuprinde mai multe. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș
l-a pus în mijlocul lor. Se vede că ei stăteau așa cerc. Și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești mici care cred în mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate. Ai trecut mai departe? Fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Versetul 9. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Amin. Dragii mei, Cuvântul Sfânt a Scripturii e așa de frumos și atât de clar, dar așa de puțini iau seama la el. Aici ne prezintă Sfântul om al lui Dumnezeu, Matei, o icoană de vorbire în care noi să înțelegem în clipa aceea, care era clipa după ce s-a uitat la templu și ucenicii i-a arătat templu cu frumusețile care erau, că zice că era daruri pusă pe ziduri. Probabil fel de fel de flori, de cununi, de ce știu ce, cu aur, cu lucruri scumpe pusă pe zidurile templului. Și ucenicii i-au zis la Iisus că să se uite să vadă ce frumusețe sunt acolo și așa. Dar Domnul Iisus Hristos a plâns pentru templu și i-a prorocit dărâmarea. În clipa aceea, adică când vorbeau despre aceste lucruri, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat:
Cine este mai mare în împărăția cerurilor? V-am mai povestit de una zi că nu este vorba numai de un aranjament pe care noi îl vedem cu lună, soare, stele, luceafere. Ce vedem noi este un prim cer. Apoi de-a doilea cer nu ni se vorbește deloc. De-a treilea cer ne spune Pavel că a fost în el și acolo e raiul lui Dumnezeu. Evanghelistul ăsta indian care se mai plimbă printre români în România, el spune că cerul al doilea îi locașul pentru duhurile necurate, care să aruncă asupra oamenilor din locul lor, din cer. În schimb, despre el nu vorbește Biblia niciunde, dar vorbește de celelalte ceruri. Chiar de la început, spune, Dumnezeu a făcut nu cerul, cerurile. Și aici ucenicii erau conștienți că nu-i numai ce vedem noi, ci este mult altele mai departe ce ochiul nostru nu vede. Și a zis, cine-i mai mare în împărăția cerurilor? Împărăția cerurilor este împărăția viitoare, unde nu va mai fi o piedică. Dacă vei vrea să vezi al treilea cer sau al nouălea cer sau cerurile cerurilor pe care știința de azi zice că ar fi 7 miliarde de așezări din astea în tot universul ăsta. Și Dumnezeu are tronul lui deasupra tuturor cerurilor. Și Domnul Iisus Hristos s-a înălțat în locurile cele prea înalte, la dreapta măririi, în locurile prea înalte. Dar de acolo, foarte interesant, că se uită la noi în fiecare dimineață, zice omului Dumnezeu Iov, tu ne cercetezi în fiecare dimineață și ne încerci în fiecare clipă. Clipa e o bătaie din ochi, o secundă. Ne încerci în fiecare secundă. Dar în fiecare dimineață, când te uiți la noi, ne dai cadou vieță încă pentru 24 de ore. Nu trebuie să plătești nimic, nu trebuie să-i scălești, nu faci niciun contract, el îți dă gratuit. Mai ține încă 24 de ore, dai grijă că-s 24 de ceasuri și fiecare ceas are 60 de minute și fiecare minut are 60 de secunde. Calculează-le și vezi de câte ori în 24 de ore Dumnezeu te încearcă să uite la tine. Și nu există un minut să-i scapi de sub supravegherea lui. Glorie Domnului Iisus! E așa de minunat și așa de mare Dumnezeul nostru.
De aceea, acum, ucenicii erau interesanți și pentru ei, vrând să fie mari, dar era interesant acum cine-i peste toată împărăția asta cerurilor. Miliardele astea de ceruri. Cine e mai mare peste toate? Și peste toate, Domnul Iisus nu a vrut să spună. Dar eu vă spun, peste toate e mai mare Dumnezeu. Glorie Lui! El le-a făcut și cerurile, și pământul, și pe mine, și pe noi, și peste toate e mai mare Dumnezeu. Glorie Lui! Și acum îi coboară din ceruri pe pământ. Măi, până să ajungeți în ceruri, împărăția începe de aici. Împărăția cerurilor e în inimile voastre. Uitați acum bine, măi, dacă cineva are în el dorul ăsta să fie mai mare, episcop, pastor, predicator, presbiter, diacon, ce vrea el? Bine, dacă dorești, dorește un lucru bun. Dar nu uita că aici nu-i vorbă că să dorești să fii pastor ca apoi să ai un salar bun și să nu muncești. Gândul ăsta, dacă așa ți este, îi bai mare. Dacă ai o biserică, cel puțin de 300 de membri, atunci, în fiecare zi din an, tu trebuie să muncești. Dacă nu te duci să sapi sau să stai la strung într-o hală, tu trebuie să muncești la sufletele care le ai date în grijă. Și mereu, mereu să fii prin căsile oamenilor care compun biserica, să vezi cum trăiesc, să vezi dacă este ceartă, să vezi dacă e ceva nepotrivit, sfatul tău, rugăciunea ta și așa mai departe. Tu trebuie să lucri mult. În felul ăsta tu ești sluga tuturor, cu bani sau fără bani. Eu am slujit Domnului din 63 până azi, ca lucrător. Și într-o vreme nu aveam nici bicicletă. Dar pe jos străbăteam satele, m-am mutat în Sibiu cât e de mare. Luam de la o frate la altul. Prin ploaie, prin zăpadă, prin ce era. Dar nu stăteam. Și astfel, în 3 ani de zile, biserica a ajuns de 342 de membri. Măriți să fie Domnul. Dar a venit un alt păstor. Și într-un an de zile n-a rămas nici chiar cu 40. Pe toți a fugărit. Deci e mare diferență între păstor și păstor. Și ăla săracul era și plătit. Dar degeaba. Eu nu eram plătit. Ca să ții o relație cu ei, aveam 5.000 de lei, dar femeia de servici, după vreo 3 ani am angajat femeie de servici
Până aici făceam eu cu nevasta, spălam veceaule, spălam, făceam ordine cum trebuie. Când am băgat femeia de servici, i-a trebuit să o angajăm cu 30.000 de lei. Și eu, ca pastor, aveam de doi covrici salar. Dar eu n-am stat în salar, numai ca legătură cu ei. Și am venit în Canada și tot fără un salar am lucrat. Dacă cineva vroia să pună 5 dolari pe plic, 20 de dolari, cât pune? Cât s-aduna, eu luam plicul, mergeam acasă, ne punem pe genunchi, mulțumim Domnului și tăiem a 10-a parte cu cec de-am eu și băgam în lăuntru la biserică. Dar n-am perit de foame, mă, nici n-am stat gol. Dumnezeu poartă grija, glorie Domnului. Un păstor trebuie să fie robul tuturor. Și Iisus a luat un copilaș și a zis, dacă nu vă veți face ca un copilaș, fără pretenții, plin de iubire, lipicios, cum se întâmplă și la adunare, când ies din adunare, sunt copii care fug în fața acolo, păi ei n-ajung să mă îmbrățișeze, dar prind piciorul și strâng de picior, care mai mărișor prinde de la mijloc, strânge, se lipește de mine. Copiii adunării trebuie să te iubească, dar aia înseamnă să te iubească părinții, că dacă părinții nu te văd bine, copiii lor fug de tine. Vedeți? Să vă faceți ca niște copilași. Și apoi, vai de cel care amăjește pe copilaș și îl îndeamnă să tragă un fum din o țigară sau beutură sau să-i arate lucruri pornografice sau alte păcate. Pentru ăia, Iisus a zis că e mai bine să-și lege de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Să se ducă în adâncul mării. Cel mai adânc loc în ocean e mai adânc decât înălțimea celui mai mare munte din lume, Himalaya. Dacă l-ai înturna cu capul în jos, n-ajunge până în fundul ăla, atât e de adânc acolo. Vedeți? Doamne Iisusă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El e păcatele noastre și le aruncă în fundul mării. În fundul ăla, unde groapa asta în ocean, nici scafandru nu poate intra. Atât e de adâncă. Și încă o curiozitate. Cât e de adâncă și cât e de mare presiunea apelor acolo, totuși sunt vietăți și un fel de monștri maritimi, mari, trăiesc acolo. Noi trăim sub presiunea aerului, care calculată în greutatea care ne înconjoară pe noi, știi cât e? 150 de tone de aer. Aici ne simțim noi bine. Și dacă te urci sus, 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 unde nu mai apasă atât aer pe tine,
începe să-ți iasă sângele pe lângă fiecare păr de pe trupul tău și odată te împrăștii sau pește din adânc dacă îi scoți la suprafață, cum îi tuna aia mică ce o prinde cu plase mari din bancuri. Când o scoate pe vas, e praf, să împrăștie toată, că nu mai are presiunea care să o ție întreagă. Atâtea legi are natura asta fixate de Dumnezeu Preasfântul. Și noi visăm la o libertate pe care nimeni nu o poate descrie. Când vom fi cu Isus, atunci nu mai apasă nimic asupra noastră, dar nici grijuri, dar nici trecutul nu-l mai amintim, nu mai vine în minte. Atunci mâna lui Dumnezeu, zice Apocalipsa, Dumnezeu însăși, cu mâna lui va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Și nu va mai fi țipăt. Și nu va mai fi tânguire. Și nu va mai fi durere. Nu-i mai avea nevoie de rețete de la doctor. Că nu te va mai durea nimic. Mărit să fie Domnul. Spre așa un lucru suntem noi planificați de Dumnezeu. Acolo trebuie să ajungem. Pentru aia de azi, dacă Duhul Sfânt locuiește în tine, tu ești numit Fiul lui Dumnezeu. Ești înfiat. Ești renovat. Ești renăscut din nou. Ai o identitate nouă. Și ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului. De aceea să fiți tare veseli, tare bucuroși, să vă mărturisiți păcatele și să vă lăsați de ele. Și să vă pară rău de tot răul pe care l-ați făcut, că cel mai mare păcat nu-i numai om chinuit de o patimă, ci păcatul că cei spălați prin sângele lui Isus trăiesc în bârfă, în minciună sau în alte lucruri ciudate. Și astea sunt păcate mari. Stăteam odată de vorbă la fel cu cineva, o persoană. Păi nu mă pot lăsa de fumat. Pentru mine fumatul e ca o mâncare. Dar la voi în casă o fuma cineva? O fuma și tata, și mama, și am frați și surori mai mari și toți fumau. Ai, mă, atunci să știi, na? Ăsta din pântecele mamei lui o fumat. Din pântecele mamei lui era inhalat în fumuri de țigară și cu primul moment ieșit afară cu prima zberătură o inhalat fum de țigară. Atunci trebuie luptă să scap de așa ceva. Dar cu Iisus poți să fii liber din orice stare și din orice patimă, numai credința și voința. Doamne, dă-ne pe amândouă, că de la El vine voința și puterea de înfăptuire. Amin. Amin, amin. Frate Vasile, a treia parte a slujirii dumneavoastră, acum noi toți ne plecăm pe genunchi, vă rugăm să înălțați și o rugăciune pentru noi toți. Amin. Tatăl îndurărilor celor.
Iisusă Hristoasă, Dumnezeu Măririi, Iisusă Hristoasă, Domn peste Domn, Împărat peste împărați, Stăpân peste cele mai înalte dregătorii pământești și cerești, dat-o-ți a toată puterea în cer și pe pământ și ne-ai dat și nouă credința și curajul să ne rugăm ție să venim cu mulțumiri înaintea ta pentru tot ce ne-ai făcut. Binecuvântat să-ți fie numele! Binecuvântă pe toți frații care au ascultat Sfântul Cuvânt de azi și binecuvântă, Doamne, pe cei bolnavi. Adă-ți aminte, Doamne Iisusă Hristoasă, de toți care suferă de cancer, dureri grozave, alină-le durerile, vindecă-i, îndepartă boalele de la copiii tăi. Doamne Iisusă, între care și o nepoată de-a mea, îndură-te de Luiza, îndură-te de ea și vindecă-o și pe ea. Îndură-te de cei năcăjiți, de cei întristați, datorită vieții care nu au cu ce trăi și sunt zilnic stresați ce se vor face. Tu, Doamne, fă să poată veni în ajutorul lor cei apropiați de ei și în felul acesta să fie mângâiați. Doamne, binecuvântă pe cei care au încredere în tine, dar sunt frământați de neliniști diferite, familii în care nu-i pace. Doamne, lămurește duhul lor să fie iertători, cuminți și să termine cu orice ceartă, cu orice zarvă. Și mai degrabă să stea pe genunchi înaintea ta și să se roage, tu care ești Domnul păcii, poți lăsa pacea oriunde nu este pace. Îndură-te de noi și îndură-te, Doamne Iisusă, de țările în care trăim și ferește și România de război. Și dă înțelepciune lui Iohannes și la toți guvernatorii să caute adevărul, să caute binele, să urmărească binele și să împiedice lucrarea satanică și lucrarea răului din România. Așa te rog și în Canada și în toate țările. Îndură-te, îndură-te, pune mâna ta peste noi, peste fiecare și ajută-ne să trăim cu tine până ne vei duce la tine acasă. Amin. Amin, amin. Dragi frați și surori, dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu care și în seara aceasta ne-a cercetat și ne-a vorbit într-un mod deosebit. Domnul să ne ajute să întipărim în inimile noastre, să strângem cuvântul Lui și să-L împlinim. Dorim să mulțumim fratelui pastor Vasile pentru slujirea dânsului, că a stat la îndemâna Domnului. Dorim eu să... las pe brațul sfânt al lui Iisus. De acum nu plecați fără binecuvântările poporului. Domnul să binecuvânteze pe fratele Vasile. Fiți binecuvântați de Domnul. Domnul să vă binecuvânteze.